Jane Speed al treilea pierde discreția și băutura bună, iată prin ce era vestită vinăria un ceas de liniște, un covor gros și alte materiale întinse pe pereți absorbeau zgomotele și cuvintele, iar boxele pline de flori erau locul ideal pentru întâlnirile intime. Într-o astfel de rezervă așezată tocmai în fundul vinăriei, se găsea acum Catherine Mellon, care îl aștepta pe Gerald McLean. Hotărâsără să se întâlnească aici, tocmai pentru că era un loc liniștit și plăcut. Catherine se uită la ceas, trecuse de opt. De bună seamă că azi o să vină ceva mai târziu. Azi era începutul perioadei aceleia mult așteptate când, ca în fiecare an, Soția lui Gerald pleca din oraș, iar el, ca soț devotat ce se afla, trebuia să meargă cu ea, ca totdeauna și de fiecare dată, să cineze undeva și să o ducă apoi la vreun hotel liniștit, unde să-și petreacă o noapte liniștită, de nimeni și de nimic tulburată, înainte de a pleca la Chicago, la mama ei. Așa făcea Andean. Noaptea dinaintea plecării dormea la hotel iar a doua zi, dis de dimineață, pornea la tradiționalul drum care sfârșea la mama ei. În felul acesta începea pentru Catherine și Gerald o lună de fericire când se puteau întâlni nestingeriți în fiecare zi. O lună, o singură lună pe an, gândi Catherine cu amărăciune. Asta nu înseamnă mare lucru dacă te gândești că erau împreună de șase ani iar această lună era tot ce avea și tot ce va avea și în viitor. Asta în cazul în care nu se va hotărâ să facă ceva care, revenindu-și din gânduri, ea îl zări pe Gerald prin lumina discretă a localului, abia când acesta ajunse lângă ea. De data asta, ea reușit să-și afișeze zâmbetul ei natural. Kitty, draga mea, îmi pare așa de rău, Începu el după ce se așeză pe scaunul din fața ei, dar n-am putut veni mai repede. A fost o nebunie cu camera aia de hotel pentru Mary. A trebuit să-i explic de nu știu câte ori recepționerului că Mary are nevoie de o cameră pe un coridor liniștit ca să poată dormi netulburată de nimeni și de nimic. Ah, dar tu știi ce e cu ea de fiecare dată, Continuă el, întinzând repede mâna după paharul pe care chelnerul tocmai îl pusese pe masă. Sunt sătul până peste cap. Acum avem un motiv să ne bucurăm și să-l sărbătorim. Păcat că, astă seară, trebuie să ne ducem amândoi pe la birou. N-are importanță, i-o-ntoarse Catherine, dar în glasul ei suna ceva ciudat, ceva de care Gerald își dăduse mai imediat. Știi, spuse el, sper că nu ne trebuie prea mult timp acolo, așa că poate ne-am putea întâlni din nou să mergem undeva să dansăm. Ce zici? Am putea merge de pildă la... Gerald, îl întrerupse Catherine, de ce nu divorțezi? Eu, știi, am discutat ieri seară cu ea despre treaba asta. Serios? Și rogute frumos cum a reacționat. Ce a zis de așa o propunere. Păi, făcut Gerald dând paharul peste cap și aprinzându-și o țigară. La început, mai întâi, s-a gândit că e o glumă proastă. După ce și-a dat seama că vorbesc serios, a început să strige, încât a făcut o criză de isterie. A fost groaznic. Dar tu știi că așa va face, doar nu te-ai așteptat să... Imaginează-ți! a început imediat să-și strângă lucrurile și să-și facă geamantanul, povestea Gerald aproape cu scârbă. Striga că ea nu pleacă la mama ei până nu-i promit că uit tot ce i-am spus. Pricep, draga mea? Asta ar fi însemnat să nu mai avem nici luna asta pe care am așteptat-o cu atâta nerăbdare. Și bineînțeles, tu i-ai promis, zise Catherine, uitându-se la el cu nedumerire. Ah, Kitty, trebuia să fi fost acolo. Tu nu știi cât de groaznic a fost. Până la urmă s-a jucat și cu blestematul ăla de pistol. Îl știi, ăla pe care l-am cumpărat anul trecut, când, am fost, când au fost prădați câțiva vecini. Îl poartă tot timpul cu ea. Zice că fără el nu se simte în siguranță nicăieri. Doamne Dumnezeule, închipuieți că l-a apropiat de tâmplă. Imaginează-ți, Kitty. Credeam că o să apese pe trăgaci măcar de-ar fi făcut-o. Cuvintele acestea, rostite foarte răspicat, se așezară între ei ca un nor întunecat. Urma o pauză destul de lungă până când Gerald să-și revină și să zică Nu, Kitty, te rog, cum poți rosti măcar asemenea cuvinte? Dar eu cred ceea ce spun Gerald. Asta ne-ar scăpa de o mulțime de griji și neplăceri și are rezolva întreaga problemă. Te rog, Kitty, ce Dumnezeu tot vorbești? Tu știi prea bine ce spun, zise Catherine cu glas neîndurător. Pistolul acela este singurul mod în care putem scăpa de ea. De asta cred că ne-am convins amândoi de mult. Trebuie să o facem și chiar în seara asta. Nu, Kitty, nu, spuse Gerald. Tu știi că nu simt nimic pentru Mary, dar eu niciodată n-aș face. Asta o știu prea bine, I --o întorsă Catherine ea însă și surprinsă de sângele rece și de hotărârea pe care o luase. Nu o să o faci tu, am să o fac eu singură. Dar cum mai să o faci? Poliția va crede că eu. Nu, nu va crede nimic. Nu te teme, m-am gândit mult la treaba asta. Tu o să ai alibi. Amândoi o să avem alibi. Uite cum facem. Ne întoarcem amândoi la birou. Ben, o să ne ducă cu liftul la etaj, așa cum face de fiecare dată când lucrăm după masă. Eu am să ies pe scara de incendiu, am să pun eu ceva ca ușa să nu se încuie în urma mea. Dau fugă la hotel, nu-i prea departe de la serviciu. Când termin acolo, mă întorc pe același drum. După aceea, coborâm din nou cu liftul, iar Ben va jura că în tot acest timp noi am lucrat amândoi la birou. Gerald o privi îngrozit. Înseamnă că tu te gândești de mult la treaba asta, zise cu glas aproape stins. Da, am avut destul timp de gândire, șase ani. Amintește-ți numai de câte ori și cât de mult a trebuit să te aștept, singură. Dar cum, cum vrei să... Ai spus că partă tot timpul pistolul asupra ei. Asta înseamnă că și acum trebuie să-l aibă, nu? Gerald dădu din cap aprobator. Am să folosesc pistolul ei. Trebuie să-l aibă în poșetă, nu? Gerald se uita la iubita lui cu o privire și mai îngrozită. Kitty, tu nu-ți dai seama că e nebunie curată tot ce vrei să faci? Există atâtea lucruri care ar putea face ca planul să nu-ți reușească. Trebuie riscat. Nu am nevoie decât să știu, să fiu sigură că ești de partea mea. Te rog, Gerald. Era pentru prima dată când glasul ei început să tremure. Gerald aprobă din, 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 cap. Da, Kitty, e în ordine, șopti el. E în ordine. Ei, peste vreo două ore ne vedem din nou, Ben, zise Gerald când ieși din lift împreună cu Catherine, după ce Ben îi duse până sus. Desigur, desigur, domnule McLean, dar nu lucrați prea mult? întrebă Ben înainte de a închide ușa liftului și a coborâ. Gerald și Catherine merseră tăcuți pe coridor până la biroul lui Gerald. Acesta descuie ușa. Catherine intră, luă de pe birou o cutie, după care ieși din nou pe coridor, grăbindu-se către scara de incendiu. De la fereastră, Gerald o urmărea cum încerca să fixeze ușa. Cred că merge," spuse ea când reveni. Gerald o îmbrățișă. O, Kitty, iubirea mea, te implor, nu te duce nicăieri. Avem în față o lună minunată. Kitty ezită câteva clipe, apoi dă du din cap. Gerald, eu vreau mai mult decât o lună pe an. Asta este singura mea șansă și trebuie să mă folosesc de ea. Bine, atunci am să te aștept. O jumătate de oră mai târziu. Catherine se afla în fața ușii camerei 528 de la hotelul Parkview, cu un braț de ziare și o cutie de praline. Își eliberă una din mâini și bătu la ușă. Nu răspunse nimeni. Mai bătu odată. Trecură câteva secunde în care Catherine începu să-și cam calmul. Bătu din nou a treia oară, de data asta mai puternic. O bătu gândul să se arunce în ușă, dar se răzgândi. Pentru Dumnezeu, acum nu trebuie să fiu nervoasă. Nu trebuie să-mi pierd calmul, își zise în gând. Trebuie să aștept, sigur. Mary e dusă undeva, dar trebuie să se întoarcă repede. Oricum ar fi, nu poate fi prea departe. Poate jos s-o fi dus să bea un ceai. Catherine străbătu coridorul până găsi un intrând, se așeză pe un fotoliu trecură douăzeci de minute interminabile. Mary nici gând să se arate. Catherine tocmai se gândea să renunțe când auzi deodată ușa liftului. Apăru Mary. Catherine se trase puțin înapoi pentru a nu fi văzută. Așteptă vreo trei sau patru minute, apoi se apropie din nou de ușa camerei 528 și bătu. După câteva clipe, ușa se deschise și se auzi glasul doamnei McLean. Ce este?" Ah, doamnă McLean, e vorba de o mică atenție," zise Catherine, intrând în holișor și închizând ușa în urma ei. Mă cunoașteți, desigur, sunt Catherine Mellon. Colegii de la birou m-au desemnat să vă aduc niște ziare și aceste bomboane. Să aveți pentru drum. Vă rog să primiți această mică atenție, doamnă McLean, zise Catherine uitându-se prin cameră. Văzu că poșeta lui Mary era pe noptieră. Foarte drăguț din partea dumneavoastră, spuse Mary. Într-adevăr, foarte drăguț. Catherine se apropie de noptieră. În timp ce puse încet ziarele, deschise poșeta lui Mary și o aruncă cu o mișcare aparent neîndemânatică la podea. Conținutul poșetei se împrăștie pe covor. Doamne, ce neîndemânatică pot să fiu!" Iertați-mă, zise Catherine și se repezi să strângă lucrurile căzute din poșetă. O, oh, dar nu vă faceți griji dintr atâta, lăsați-le, domnișoare Mellon, zise doamna McLean, venind aproape de ea. Le strâng eu. Catherine găsise ceea ce căuta. Avea de acum pistolul în mâna dreaptă. Se trezi pur și simplu cu ea întinsă spre doamna McLean. De spaimă, Mary încremeni deschise gura să strige, dar din gât nu ieșea niciun sunet. De fapt, n-a mai avut nici timp. Catherine apăsă pe trăgaci, se auzi o împușcătură. Mary făcu ochii mari de spaimă, apoi se prăbuși pe podea. O clipă, Catherine rămase nemișcată, apoi își reveni repede. Luă portofelul lui Mary și îl băgă împreună cu pistolul în poșeta ei se duse în grabă la fereastră, la fereastră aflată exact lângă scara de incendiu, și o deschise larg, în așa fel încât să pară că cineva intrase pe aici în cameră pentru a o jefui. se întoarse apoi pe lângă ființa nemișcată și ezită câteva clipe până să se aplece asupra ei pentru a-i scoate inelele de pe degetele ei subțiri. Se duse spre ușă și o deschise cu grijă. Coridorul era pustiu. Se strecură prin ușă, apoi o închise în urma sa. Ajungând pe scări, auzi cum undeva pe coridor se deschise o ușă, apoi alta, alta. Se auziră glasuri. Să fie auzit cineva în pușcătura? Asta obligă să coboare pe scări, prefăcându-se total indiferentă, ca și când ar fi avut timp berechet la dispoziție. De cum ajunse însă în stradă, grăbi pasul, în colțul cel mai apropiat al străzii, i se păru că aude în depărtare o sirenă, polițiștii care aleargă spre hotel, mai mult ca sigur că întâi îl vor anunța pe Gerald, cei de la hotel știu că el este la birou, dar dacă poliția va ajunge la el înainte ei. Cu fiecare pas i se părea că aude sirene din toate părțile. Căută nebună un taxi. Nu, nu, taximetristul ar putea iuți pasul. Ajunse, în sfârșit, la clădirea unde lucra. Urcă repede pe scara de incendiu, străduindu-se să nu se lase cuprinsă de panică. Dacă polițiștii au ajuns de acum, ea spera ca Gerald să aibă prezența de spirit și să le spună că ea tocmai ieșise la toaletă. Dar dacă cutia de la ușa a alunecat și ușa s-a închis, atunci, când ajunse la etajul al șaselea, aproape că nu mai respira. Ah, slavă Domnului, ușa era deschisă. Dădu repede cu piciorul cutia la o parte, închise ușa încet și pe vârfuri, tremurând toată, străbătu coridorul. Deschise ușa de la întreul biroului lui Gerald. Rămase o clipă nemișcată, ascultând liniște. N-au ajuns. Se liniști extraordinar. Cu inima bătându-i încă tare și complet epuizată, se așeză într-un fotoliu. Am reușit, am reușit, își spuse. Totul e în ordine. De azi, pentru noi doi, începe o viață nouă. Totul o să fie bine. Sări însă ca arsă. Își dezbrăcă fâșul. Vru să se ducă mai întâi în biroul ei, apoi în cel al lui Gerald, dar auzi deodată ușa liftului. Poliția? Acum trebuia să se stăpânească și să-și adune toate forțele să-și găsească echilibrul și sângele rece, pentru a trece împreună cu Gerald peste toate cele care îi așteptau. Își aduse aminte de poșeta în care se aflau inelele, portofelul și pistolul doamnei McLean. Fugi repede în biroul ei și goli poșeta în sertarul cel mai de jos. Nu mai a avut timp pentru a-l avertiza pe Gerald, întrucât ușa întreului se deschise. Acesta este antreul biroului domnului McLean, spuse Ben, tremurând tot de emoție. Iar aici lucrează domnișoara Mellon, secretara domnului McLean. În încăpere intrară doi bărbați. Primul se aplecă puțin spre Catherine, locotenent detectivul Johnson de la criminalistică. El este colegul meu, sergentul Leonard. O, bună seara, spuse Catherine. Cum ați spus, criminalistică? Pentru numele lui Dumnezeu. Dar s-a întâmplat ceva? Este vorba despre doamna McLean, spuse Ben. A fost asasinată, adăugă el. Catherine tremura toată ca și când ar fi fost șocată. Dar, cu toate astea, nu-i scăpă expresia sceptică de pe chipul lui Johnson. Domnișoară Mellon, spuse locotenentul, dumneavoastră ați fost întreaga seară împreună cu domnul McLean? A, ah, da, bineînțeles," răspunse Catherine. Am bea acum câteva minute, am terminat treaba, dar nu pot crede una ca asta. Sărmana doamnă, McLean. În timp ce rostia aceste cuvinte, se gândi că ar fi trebuit să-i spună lui Gerald că totul se desfășurase conform planului și, lucrul cel mai important, să-i fi dat ceva forțe noi. Știa că avea nevoie de ele pentru a putea depăși toate interogatoriile. Cei doi detectivi se duseră spre ușa biroului șefului. Mă gândesc, spuse repede Catherine, dacă n-ar fi mai bine dacă i-aș spune eu. Știți, se iubeau foarte mult. Este foarte drăguț din partea dumneavoastră că vă oferiți serviciile, zise Johnson zâmbind, dar sper să reușim și noi la fel de bine. De fapt, nici nu există o modalitate de a aduce la cunoștința cuiva o asemenea veste fără să-l doară. Catherine, lui Catherine nu-i rămas altceva de făcut decât să-i lase pe cei doi să intre. Lângă ea, emoționat, Ben mormăia, să nu-ți vină să crezi, când te gândești că n-a trecut nici o jumătate de oră de când am vorbit cu ea. Catherine parcă, lui Catherine parcă i s-a oprisă inima în loc. Auzise bine, se întoarse brusc spre Ben. Se afla în fața mea la fel de aproape ca dumneavoastră acum," zise Ben. Aici?" În această clădire? Bine, bineînțeles, domnișoară Mellon zicea că a uitat să-i dea ceva domnului McLean. Aici sus a stat numai câteva minute, după care a sunat să vin să cobor cu liftul. Doar cred că ați văzut-o și dumneavoastră, domnișoara Mellon, zise Ben, doar erați aici. A, ah, da, desigur, eu. Ușa biroului lui Gerald se deschise și în ea a apărut locotenentul Johnson. Domnișoara Mellon, Dumneavoastră ne-ați spus că ați fost aici toată seara, nu? Da, bineînțeles că am fost. Domnul McLean o poate confirma. Johnson dă dur în cap. Imposibil, domnișoară Mellon, spuse el calm. Mă tem că n-are cum să o mai facă. Domnul McLean a fost împușcat exact în inima. Sfârșit. Ați ascultat al treilea pierde de Jane Speed în românește de Nicolae Nicoară.